Mult mediatizatele proteste din sănătate sunt momentan în stand-by. Medicii suceveni încă nu au luat o decizie clară în această privință. Nemulțumiți de măsurile din sistemul sanitar, medicii au amenințat că vor lua atitudine, dar deocamdată aceștia mai așteaptă. Doctorul Irina Badrajan, secretar al Colegiului Județean al Medicilor Suceava, a declarat că s-a decis suspenderea temporară a planului de acțiuni de protest. Manifestații preconizate avea loc în această lună. Motivul? Se așteaptă rectificarea bugetară. Noi am spus că în cursul lunii iulie vom face un sondaj de opinie la nivelul județului Suceava printre cei 900 de medici pe baza unui chestionar. Acest chestionar, sigur că noi am strâns datele lui, dar deocamdată, având în vedere că pe 10 august se prevede o rectificare bugetară care ar aduce la bugetul sănătății peste 1 miliard de lei, deocamdată așteptăm această rectificare care, dacă va fi benefică, sigur că acțiunile prevăzute nu vor mai avea loc. În caz contrar, că lucrurile nu vor lua un făgaș spre normal, adică noi nu sperăm neapărat să fie o rectificare care să rezolve toate problemele, dar măcar să fie un început bun, pentru că după câte am înțeles va mai fi o rectificare bugetară și în octombrie. Deocamdată, deci, acțiunile de protest rămân în stand-by. Dacă lucrurile nu vor sta bine, vom aștepta indicațiile Colegiului Medicilor din România și ale președintelui profesor Vasilea Stărăstoaie, după care vom hotărâ ce avem de făcut. Sigur, dacă va fi bine, noi vom stopa aceste intenții de protest. Deci, o să vedem ce se întâmplă după 10 august. Ministrul Eugen Nicolaescu a declarat că sumele alocate la rectificarea bugetară aprobată în data de 30 iulie de guvern răspund în mare parte priorităților de finanțare ale Ministerului Sănătății. În total, guvernul USL a alocat întregului sistem sanitar peste 1 miliard de lei, fonduri care vor fi direcționate în cea mai mare parte către CNAS pentru plata medicamentelor și a serviciilor medicale.